Ținutul distracției se pregătește pentru o sesiune foarte mare de angajări. De mulți ani, nimeni nu a mai fost angajat și anul acesta sunt multe poziții libere. Părinții lui Rulo ar vrea să aplice și ei pentru două posturi la biroul ținutului. Din păcate, Bolovan, șeful ținutului și rudele sale au alte planuri. Ei nu au de gând să permită angajarea altor oameni în afara celor din familia lor și din grupul lor de prieteni. Ce fac ei? Bolovan introduce condiții speciale pentru toți cei care vor să aplice. Trebuie să aducă în dosar scrisori de recomandare de la biroul ținutului, controlat tot de el. Bineînțeles, prietenii și rudele lui Bolovan obțin scrisorile, dar părinții lui Rulo nu. În final, dosarele lor sunt respinse și toate posturile sunt ocupate de rudele și prietenii familiei Bolovan. Domnul Bolovan a măsluit concursul. A stabilit condiții de înscriere în favoarea prietenilor și rudelor, iar rezultatul este că sistemul de angajări în ținut a fost capturat. Este corect ceea ce s-a întâmplat? Cum credeți că ar trebui organizate concursurile pentru posturi sau contracte în ținut, în favoarea unui grup de oameni sau în interesul publicului?